Bună ziua, oameni buni! Vă prezint candela mare de perete cu Iisus din Nazaret. Această candelă poate fi așezată pe perete și este realizată din lemn. Icoana candelei are dimensiunea de 13 pe 18 cm și are aplicată o foiță metalică aurie. Icoana este protejată cu un geam, paharul candelei este de 120 de ml, iar dimensiunea candelei este de 28 cm înălțime pe 18 cm lățime pe 14 lungime. Icoana candelei reprezintă drama și suferința de negreită a Mântuitorului din ultimile sale ore de viață, din momentul răstignirii și până în momentul morții din Vinerea Mare. Iisus a stat răstignit pe cruce, pe muntele Golgota din Ierusalim, alături de doi tâlhari. Ultimile cuvinte ale Mântuitorului, înaintea morții, au fost: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Și zicând acestea, și-a dat Duhul. Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu este acesta, a mărturisit sutașul și în inimile lor toți cei care erau de față, și nu numai, ci întreaga creație, a recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu până și morții din morminte. Tot universul a participat la suferința Mântuitorului. Doar noi, oamenii, l-am chinuit și omorât. Veșnic viu, veșnic iubitor, cu dumnezeiască și nebiruită putere, Hristos a sfărâmat încuietorile morții și ne-a ridicat de-a pururea din moarte la viață și de pe pământ la cer. Candela aprinsă este lumina lui Hristos în casă. Precum întunericul nu poate cuprinde lumina, tot așa unde arde candela, diavolii nu pot intra. Dacă aveți coșmaruri, suferiți de paralizie nocturnă, în care simțiți cum sunteți țintuiți în pat de o forță întunecată, sau dacă vedeți umbre noaptea prin cameră și vă cuprinde o frică puternică, aprindeți pentru numele lui Dumnezeu. Aprindeți candela și toate acestea vor înceta. Dacă doriți o candelă cu această icoană deosebită a Mântuitorului, aveți linkul în descriere de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!